trebuie să-l părăsc pe Marius Manole, care mi-a zis că în fiecare benzinărie, când mergeți cu el, vă opriți și hrăniți animalele. Nu m-am benzinărie, hrănesc animalele. Ar trebui să veniți să filmați în portbagajul meu. Ferească Dumnezeu. Mâncare de animale. Mâncare de animale, boabe, conserve, plicuri pentru pisici, nisip pentru pisici. Nu prea e frumos în portbagajul meu. Se mai sparge un sac de nisip, se mai... Da. Dar câte animale mai aveți acum? Eu, acasă? M-am mutat la țară și aia mi-aruncă pe acolo, pe la poartă, tot felul. Am pierdut numărul, nu mai știu, dar am practic tot satul. Adică eu chiar îi hrănesc pe toți din sat. Chiar. Nu v-ați gândit să vă... la un moment dat să vă deschideți adăpost? Ba da, dar trebuie foarte mulți bani pentru asta. Eu mi-am zis mereu că îmi doresc să câștig la loto. Bine, trebuie să și joc, dar... cred că se poate și dacă nu joci. Adică, nu știu, îți lasă unul o moștenire. Unul care a câștigat n-ar ce face cu banii și zice, uite, îi dau la asta. Și dacă aș avea atâția bani cât sunt, mă rog, într-un premiu de la mare, eu asta aș face cu ei. Dar de ce, uite, asta chiar mă întrebam, pentru că sunteți cu animalele, de ce actriță și nu medic veterinar? Am vrut să mă fac medic veterinar, asta a fost prima opțiune, sau inginer zootehnist, dar nu m-a lăsat tata. Medic, nu? Nu, în primul rând că nici n-aș fi intrat vreodată, deoarece acolo nu se dă limba și literatura română, se dă chimie, fizică și, și ce să mai dă acolo, anatomie, unde n-am excelat, ca să zic așa, să fiu eu amabil așa. Deci n-aș fi intrat, dar pe partea practică cred că ar fi mers. Deci, concluzionând interviu, punem toți mâna de la mână și deschidem adăpost. Asta e concluzia. Nu, e complicat. Nu se poate așa. Adică nici ca glumă nu merge. Nu. E complicat. Mie nu-mi place să stau cu mâna întinsă la nimeni. Nu-mi place să cer. Mie îmi place să fac ce pot eu să fac cu posibilitățile mele. Și asta nu este o afacere care să dea profit. E o afacere care mănâncă bani în continuu. Deci trebuie să ai în continuu bani. Nu pot. Dacă aș fi putut, aș fi făcut de mult.